teritoriul actualului oraș de jos sau centru. Principalele activități economice erau comerțul, clădinăritul și s-au construit multe clădiri în semnătate, despre care vom vorbi în cele ce urmează. Multe din aceste edificii au dispărut în urma demolărilor din perioada comunistă, despre care vom aminti, considerând importantă menționarea lor în contextul în care lumea îi cunoaște mare lucru despre ce a fost înainte demolările comuniste. Odată cu venirea comunismului și dărâmarea unei clădiri extrem de importante, precum Hotelul Ungaria, în care s-a hotărât în rândul 30 noiembrie 1918, Sinagoga Noua Evreilor, Banca Națională sau Gara Mică, în ansamblul care face parte locomotiva Mocănița, expusă astăzi vis-a-vis de sucursala Electrica, s-a construit locuri de locuințe și clădirile între care putem aminti atât magazinul Unirea, cât și cartierul de blocuri de pe platoul Romanilor sau Hotelul Transilvania, construit în 1975. Încetul cu încetul, aceste clădiri s-au integrat în arhitectura urbană locală și după anii 2000 s-au făcut numeroase clădiri noi și magazine, deșau setele și azi aici. Orașul Alba Iulia este un oraș cu istorie valoroasă și cu povești extrem de frumoase și multe care merită descoperite și scoase la iveală, pentru ca urmașii de după noi să ducă și ei mai departe povestea acestor locuri vrednice de văzut și admirat.